Kinodisea, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Familie, ediția 5-a. Odisea, Kino! Mă scuzați. Un festival minunat. 17 workshop-uri în total. Asta unde ai primit-o? La atelier, nu? La atelier? La efecte speciale. A participat și la atelierul de efecte speciale? Bine ați venit la atelier efecte speciale. Second one that I gave a workshop. First, I want to thank Daniel Mitulescu and Ligia Mitulescu for inviting me to this festival and for all their support and their help. Să ne facem niște costume, pentru că acest eveniment se întâmplă sub tutela Eco, Green, Ecologie și Reciclare, înseamnă că fiecare din noi acasă, sigur, dacă nu noi, mama, tata, sigur, au măcar o bucată de hârtie. Vă mai dau și altfel de măscuțe să vă faceți la carnaval. O să înceapă un concert cu tupa Trigru de Foc. Știi ce ai uitat, vikingule? Ai uitat complet de workshop-uri. Ce faci? Mă la film. Vorbeam de workshop-uri. Ediția a 5-a. Băi, tu ce faci? Îmi vine, mă uit la film. Stai puțin, că vreau să le spun copiilor cum a fost la festival. Dreapta, stânga, dreapta. 1, 2, 3, stai! Mă uit de azi despre camera video. Știți că poeta cu soveni. Ochiul uman este construit așa încât să se poată concentra pe ceea ce vrea să vadă.
Însă aparatul de filmat. E potrzeba u camerii vymienit obiecty. Pentru a realiza asta trebuie să schimbăm obiectivele din care se vede aparatul de filmat. Tam potom záleží na nás. Și atunci depinde de operator, de cameraman. Co zvolim. Ce dorește să vadă și ce lentile alege, la pune în obiectiv. În special despre aparat și de zoom și de seara mi s-a părut foarte interesant, camera cu infraroșu. Mi-a plăcut foarte mult reacția copiilor, pentru că am avut ocazia să fiu la proiecție să văd reacția lor și am avut pe lângă aceasta și o posibilitate pentru puțin timp să lucrez puțin mai îndeaproape cu copiii în timpul workshop-ului de astăzi. Centrăm, ne concentrăm privirea pe anumit lucru. Putem să facem distinție între ceea ce vedem, să vedem cum ar veni în sus, cum te-ai uitat și petițele în sus, la nivelul nostru și să ne uităm de sus în jos. Deci de jos în sus, la același nivel și de sus în jos. Comunicați bariera. Ce problemă această barieră lingvistică, că n-am putut să comunic direct cu ei, însă cred că este important pentru dezvoltarea copiilor ca aceștia să meargă la cinematograf și pentru a și face o imagine, mult mai șlărgi imaginea asupra lumii prin cinematograf. Când e vorba de un public format din copii, în general sunt aceleași reacții spontane, ori dacă e vorba de public în România, Cehia sau în altă țară și cel puțin din ceea ce am văzut din reacțiile spontane ale copiilor de aici, le-a plăcut filmul nostru. Dreapta, 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 stânga, dreapta. 1, 2, 3, pornim! Da, și există o muncă, gândește în primul rând, ai o poveste, un scenariu, cum e și o piesă de teatru sau o poveste pe care le citiți voi și citeam și când eram. E poveste, există personaje, după încep să lucrezi cu actorii la cum își imaginează ei personajele pe care le vedem mai apoi noi pe ecran. Da, și așa cum ziceam, trebuie să ții tot timpul în minte și reducele partenerului, că altfel, sau, mă rog, ale partenerilor, depinde cu câți oameni își pe scenă. Ați auzit de jocul artistului și statuia? Vreau să văd din fiecare echipă pe cineva care să fie statuia. Cineva care să fie lut, vreau să alegeți voi. Și a rămas este artist. Da. Fără să le arătați, fără să vorbiți cu ei. Ce înseamnă un viking? Înseamnă... Dai seama că... Da, hai, gândește! Vikingii se lupți, merg cu corăbile... Înseamnă putere! Exact! Trebuie să facem și semnul de luptă al vikingilor. Și! Bravo! Aha, și roz. Bine, hai, ele se duc pe corabie. O să aștept și ultimii copii care vin în corabia noastră, Kino Odiseea.